Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile zilei. Primarul Nicolae Barbu refuză să-și ceară scuze pentru lista rușinii. A doua zi a concursului Prietenii Pompierilor. Sute de tricouri contrafăcute descoperite la frontieră. Weekend cu tata, o nouă piesă 100% giurgiuveană. Mai multe locuri de muncă în străinătate decât în Giurgiu. Azi, consilierii locali au aprobat documentațiile tehnice pentru amenajarea de parcări în Giurgiu, după ce, în sfârșit, erorile din documente au fost îndreptate. Deși s-a dovedit că majoritatea consilierilor au avut dreptate și au apărut pe nedrept într-o listă a rușinii prin oraș, primarul Nicolae Barbu a refuzat să-și ceară scuze public. Ultima ședință ordinară din acest mandat al Consiliului Local Giurgiu a scos la iveală adevărata față a primarului Nicolae Barbu. Acesta a refuzat să-și ceară scuze public față de consilierii locali care au făcut obiectul unei liste a rușinii după ce s-au abținut de două ori de la votul pentru amenajarea unor spații de parcare în Giurgiu. Documentațiile supuse aprobării în două ședințe erau pline cu erori grave, motiv pentru care consilierii au cerut ca acestea să fie îndreptate, după care vor vota, pentru că nimeni nu se opune parcărilor în Giurgiu. Azi, cele 7 proiecte de hotărâre s-au aflat din nou pe ordinea de zi, de data asta fără erori la partea tehnică. S-au făcut, într-adevăr, toate corectările solicitate, împreună cu serviciul tehnic și cu cel care a elaborat studiile. Așa, ca o paranteză, greșelile gramaticale nu s-au corectat, posibilitatea și acum. Dezacorduri sunt foarte multe, dar nu cred că asta am ajuns aici. Tabelele greșite au fost scrise cu întrebări, au fost înlocuite, suprafețe și așa mai departe. În momentul de față, eu, unul dintre cei care m-am opus aprobării acestor proiecte de hotărâre, nu mai am argumente să mă opun. Deci vă spun, de acum voi vota pentru. Prin urmare, consilierii locali s-au ținut de cuvânt și au votat așa cum au promis, numai că primarul Barbu, deși și-a asumat erorile din documentație, nu a acceptat solicitarea consilierilor de a-și cere scuze public și pentru a tipări o listă a onoarei și nu una a rușinii. L-aș ruga pe domnul primar să tipărească flyere și să facă de data asta lista onoarei pentru cei care votează aceste proiecte. Nu voi tipări flyere, voi tipări fraiere. Asta este. Dar eu le spun altfel la cel lucru. Le spun altfel. Nu flyere. Le spun flyere. Auziți, domnul primar, deci măcar să vă cere scuze consilierilor pentru că am identificat niște probleme și mi le-ați însușit. Vin cu întrebarea. Nu considerați, domnul... Haideți să... Vă rog frumos, haideți să facem liniște. Domnul primar, nu considerați că ar fi momentul să vă cere scuze pentru faptul că ne-ați denigrat? Da, domnule consilier. Da, domnule consilier. Când vă veți cere scuze oamenilor din cartierele respective și v-ați dus acolo și v-ați dus și v-ați spus cenușă în cap că n-ați venit nicio vină. Faptul că nu s-au votat locurile de joacă, că nu s-au votat, terenurile de sport, atunci voi face și acest lucru public. Nu ați vrea să răspundeți de alta. V-am întrebat dacă nu considerați că este oportun să vă cere scuze în fața colegilor consilieri pentru faptul că ne-ați denigrat în fața giurgiuvenilor, că am fi noi împotriva dezvoltării orașului. V-am demonstrat că acolo sunt probleme, în proiectele respective erau greșeli, v-am cerut să le modificați, le-ați modificat, deci vi le-ați însușit și au fost trecute din nou prin comisii. Nu au fost trecute prin nicio comisie. Nu au fost trecute prin nicio comisie. Nu au fost trecute prin comisii? Au fost trecute, comisiile sunt doar acelea prin comisii, toată lumea știe treaba asta. Un alt punct fierbinte al ședinței de azi a fost cel în care consilierilor li s-a supus aprobării funcționarea ca autogară a două societăți comerciale, Secemanic Service Auto SRL și Secesmaranda SRL Giurgiu, societatea care are același sediu social și același administrator cu Sece Liber Trans SRL, care efectuează transportul în comun în municipiul Giurgiu. Aici consilierii au constatat nereguli în documentație și nu au înțeles de ce se dorește cu orice preț ca Smaranda SRL să primească aviz de funcționare ca autogară pe un teren care se află în litigiu. La mine mi se pare că ceva este neregulă. Sunt suspicios. Eu personal am să trecez acest proiect pe hotărâre de 37. Nu știu ce faceți dumneavoastră. Eu personal am să-l votez că mi se pare că stă ascuns lucruri care nu sunt
nu numai ortodoxi. Oameni buni, hai să vă spun un singur lucru și să ne fie rușine celor care s-au ocupat să facă brânci unei familii din municipiul Giurgiu care își crește copiii și nepoții, să le ia domeniul de activitate și să-i lasă în stradă. Și să și nu fac altceva decât să le place buzunarele și conturile altor societăți comerciale. Acum, în acest moment, mai există un litigiu. Da, da. Păi de, atunci, domnul secretar, nu putem nume la litigiu. Păi dacă e un litigiu, dumneavoastră știți cum, să, cum va lua cum, ce final va avea cotărârea. Dacă instanța stabilește să revină banii pe același. Păi, nu știu dacă stabilește. Păi, problema există dacă nu mai are. Nu vă respectiu, domnul. Eu rămân și vă o să vă iubesc în continuare. Dar vă vreau să fiți victimă. Și dumneavoastră. Pe deasupra, în ședință s-a prezentat și o informare cu privire la activitatea autogării Secemanic SRL, lucru nepermis în opinia multor consilieri și al patronului societății private respective. Am plecat pe comasă. Sunteți venit să mă răzmați. În urma acestui Deci, autoritatea rutieră nu era nevoie să vă aduc la cunoștință, că făcea problemă, făcea obiectul Consiliului Local dezbaterea, nu? De ce? Ca să ne influențeze profesorul. Păi nu, ați văzut că e la sfârșit, e informare, n-a fost la cele două. Poate a citit-o înainte, vă dați seama. Păi, poate. Deci, în urma controlului a fost retrasă licența pentru activități conexe transportului rutier. Cu toate acestea, noi am băgat ordinea de zi în Consiliu, aprobare pentru o nouă licență. Asta a dat răspunsul la toate întrebările. Pentru că există multe suspiciuni cu privire la aceste proiecte de hotărâre, consilierii au decis să amâne cele două proiecte pentru a avea timp să studieze toate documentele, iar votul lor să fie în cunoștință de cauză. Mai multe amănunte despre ceea ce s-a discutat în ședința Consiliului Local puteți afla imediat după jurnal, în direct, cu consilierii locali, în cadrul unei ediții speciale. Etapa județeană a concursului Cu viața mea apăr viața s-a desfășurat și astăzi pe stadionul Dunărea din municipiu. La competiție s-au înscris echipe formate din elevi din ciclul gimnazial, dar și din cel liceal. Concurenții și-au demonstrat cunoștințele dobândite atât practic cât și teoretic. Concursul Cu viața mea apăr viața are caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv și se organizează anual cu elevii din ciclul gimnazial, dar și din cel liceal. Competiția este organizată de Inspectoratul Școlar Județean împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu. Acesta este alcătuit din trei probe, una teoretică și două practice. Să mi dați drumul, dacă nu mai puteți, spuneți. Amândoi, gata, a rezistat Atenție, ușor, sunteți. Scopul competiției este de a dezvolta capacitatea de percepție a protecției civile ca ansamblu de activități cu caracter exclusiv umanitar, de cunoaștere și apreciere a factorilor de risc potențial generator de situații de urgență sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte, precum și adoptarea comportamentului adecvat, dar și pentru cunoașterea modului de acțiune în cazul iminenței producerii sau al apariției unei situații de urgență. Astăzi, pe stadionul Dunărea, s-a desfășurat etapa județeană a concursului, în cadrul căruia au participat 5 echipe formate din câte 4 elevi. Inspectoratul pentru Stații de Urgență Giurgiu organizează împreună cu Inspectoratul Școlar Județean etapa județeană a concursului cu tematică de protecție civilă, Cu viața mea apăr viața. La acest concurs participă cercurile tehnico-aplicative de elevi aparținând școlilor gimnaziale Academician Marin Voiculescu, Izvoarele, Daia, Sfântul Gheorghe și Mihai Eminescu și Liceului Teoretic Nicolae Cartojan. Echipele din concurs au fost mixte. Vârstele elevilor au fost cuprinse între 10-15 ani pentru clasele 5-8, respectiv 15-18 ani pentru clasele 9-11, împliniți în anul calendaristic desfășurării concursului.
Polițiștii de frontieră au descoperit din nou sute de articole de îmbrăcăminte într-un autocar ce venea din Turcia. Produsele aparțineau unui cetățean turc care era șoferul autocarului și urmau să ajungă pe Piața Neagră din București. Un cetățean turc în vârstă de 54 de ani a încercat să introducă ilegal în țară mai multe articole de îmbrăcăminte. Este vorba despre sute de tricouri descoperite de polițiștii de frontieră în cala unui autocar care efectua curse Turcia-România. Articolele erau cumpărate din Istanbul și urmau să fie comercializate în diferite piețe din București. Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în spatele scaunelor de pe ultimul rând al autocarului și în cala acestuia mai multe pungi din plastic de culoare neagră în care au fost găsite 456 de articole de îmbrăcăminte inscripționate cu numele unor firme cunoscute, produse susceptibile a fi contrafăcute. La cercetări s-a stabilit că bunurile aparțin cetățeanului turc Alice Idice, în vârstă de 54 de ani, șoferul autocarului. Acesta a declarat că bunurile urmate le predea unei persoane, ale cărei date de identitate nu le cunoaște, în București. Existând suspiciunea că sunt contrafăcute, bunurile în valoare de 68.000 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost confiscate. Cetățeanul turc este cercetat penal pentru infracțiunea de punere în circulație fără drept a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Cei care poftesc la cireșe trebuie să mai aibă puțină răbdare dacă vor fructe românești. Din cauza ploilor, cireșele noastre vor fi mai puține anul acesta și se vor coace mai târziu. Între timp, în piețe au apărut cireșele de import, mari și cărnoase, dar cu prețuri mari, care taie pofta oricui, 25 de lei kilogramul. Cei care iubesc fructele de primăvară au toate motivele să fie mulțumiți. Prima producție de căpșuni din acest an a ajuns deja în Piața Centrală cu 2 săptămâni mai devreme decât ar fi normal. Prețul pentru 1 kilogram de căpșune românești este un pic mai mare față de unul de import. Acesta nu depășește 10 lei. Mirosul îmbietor i-a cucerit pe clienți, spun comercianții. Giurgiu, veni, cumpără căpșune? Mai puțin. De câte zile ați venit? Astăzi e prima zi. Sunt din curtea dumneavoastră? În curtea mea, personal. Da. Cumpăr. Sunt românești? Nu. Este pentru prima dată când aveți astăzi pe tarabă sau? Da. De cealaltă parte, clienții spun că prețurile sunt acceptabile și le permite să cumpere câte puțin din fiecare pentru a-și face pofta. Cum vi se pare prețul la căpșuri? Foarte bun față de alții. Sunteți sigur că sunt românești? După aparență sunt românești, în tot caz. Este micuțe, este pentru prima dată când cumpărat? Nu e pentru prima dată, am cumpărat, dar nu-mi plac. Au fost mai scumpe și nu ne-am permis. Prețul cum vi se pare acum? Destul de mare, dar totuși acceptabil pentru copii, merită. Dacă căpșunele se bucură de un real succes în rândul clienților, nu de același lucru beneficiază cireșele. În piețe au apărut cireșele de import mari și cărnoase, dar cu prețuri mari care taie pofta oricui. Acestea se pot cumpăra cu prețuri cuprinse între 20 și 25 de lei kilogramul. Producătorii agricoli spun că din cauza ploilor, cireșele noastre vor fi mai puține anul acesta și se vor coace mai târziu. Weekend cu tata, scris de jurnalistul giurgiuvean Gelu Brebenel, este textul dramatic ce a condus la un proiect teatral îndelung așteptat de autorul scenariului. Duminică 15 mai, la Centrul Cultural Ion Vinea, va avea loc premiera spectacolului, din distribuția căruia fac parte Gabi Caraconcea și Vasile Toma. La un an de la premiera teatrală X și Zero, piesă de teatru scrisă de Gelu Brebenel, tânărul dramaturg își vede realizat un mai vechi proiect, cel legat de montarea piesei Weekend cu tata. Scenariul noii premiere teatrale, programată duminică 15 mai, ora 18.30, la Centrul Cultural Ion Vinea, reprezintă prima operă dramatică a reporterului televiziunii TV Giurgiu. X și Zero este însă spectacolul care a avut premiera în mai anul trecut și s-a reîntâlnit cu luminile rampei cu prilejul derulării la Giurgiu a ultimei ediții a Festivalului Teatrelor Dunărene. Despre mai vechiul proiect legat de Weekend cu tata, pus în practică în baza colaborării cu actorii Gabi Caraconcea și Vasile Toma, Gelu Brebenel a precizat în conferința de presă ce a avut loc tot la Centrul Cultural Ion Vinea. Este prima piesă scrisă de mine, cam prin anul 2011. Suntem în 2016 și în sfârșit am reușit să o pun în scenă.
Asta datorită minunaților actori care sunt alături de mine, maestru Toma Vasile și Gabi Caraconcea. Cunoscutul actor giurgiuvean Vasile Toma s-a dovedit însă la conferința de presă de astăzi suficient de succint cu privire la tema spectacolului. Anul ăsta apărem pe piață, ca să zic așa, cu o altă premieră teatrală, un alt spectacol realizat tot după un text dramatic, după o piesă de teatru a lui Gelo. Despre ceea ce se va întâmpla în spectacole, despre storia acestui, nu îmi cereți să vă spun absolut nimic, pentru că vreau să vă fac curioși. Dacă din capul locului încep să explici ce se va întâmpla, se diluează interesul spectatorilor. Gabi Caraconcea, cel care va interpreta rolul fiului în spectacolul de duminică, și-a exprimat părerea despre viitoarea premieră și colaborarea cu Gelu Grebener. Este prima oară când joc într-o piesă scrisă de un dramaturg giurgiuvean, de-al nostru, de-al locului. Eu sunt fascinat de text. A trebuit să lucrăm 3 luni la această piesă, nu? Din februarie, martie, aprilie, da? Trei luni de repetiții. Trei luni. Asta nu a însemnat zi de zi că ne-am întâlnit și eu. Nu, pentru că fiecare mai are și alte lucruri de făcut, mai are o slujbă, deci cam o dată la 3-4 zile. Dramaturg începător, așa cum singur s-a denumit, Gelu Grebener a făcut vorbire și despre viitorul său proiect teatral, care probabil va prinde viață tot în urma colaborării cu Vasile Toma și Gabi Caraconcea. Următoarea piesă a mea pe care vreau să o pun în scenă se numește Călcând pe Melci și este o piesă tot cu 2 personaje. Reprezentanții AJOFM Giurgiu au anunțat peste 100 de locuri de muncă vacante pentru șomeri în această săptămână. Mai multe oferte vin din partea agenților economici din spațiul Uniunii Europene, care pun la dispoziție aproape 250 de posturi în țări ca Germania, Suedia, Marea Britanie sau Norvegia. Angajatorii din județul Giurgiu au declarat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 116 locuri de muncă vacante în perioada 11 mai-17 mai. Cele mai multe joburi, 95, se adresează persoanelor cu studii medii, profesionale și lucrătorilor calificați și necalificați. Se caută coafor, confecționer, cosmetician, curățitor, sablator, electrician auto, fochist, infirmieră, îngrijitoare, lăcătuș mecanic, lucrător comercial, manicurist, manipulant, mecanic auto, muncitor necalificat, operator chimist, operator introducere, validare, prelucrare date, paznic, sudor, șofer autocamion, tapițer, tâmplar universal, tinichigiu, vopsitor auto. Celelalte locuri de muncă disponibile sunt pentru persoane cu studii superioare și post-liceale. Sunt oferte în meserii ca asistent medical, casier, consilier, inginer construcții, inginer nave, inspector de specialitate, inspector resurse umane, magaziner, medic medicina generală, recepționer, contractări, achiziții, referent, șef birou, șef serviciu, șef serviciu voluntar pentru situații de urgență. Mai multe locuri de muncă, 247, sunt în spațiul Uniunii Europene, puse la dispoziție prin intermediul rețelei EURES. În Austria, un post ofițer proiecte europene, în Franța, un post lucrător în hotel, Germania, 44 de posturi, educatoare, lăcătuș mecanic, sudor, șofer profesionist, medic asistent în microbiologie, asistent medical, bucătar, personal servire client, personal în domeniul hotelier, tâmplar, mecanic industrial, factor poștal. În Irlanda sunt puse la dispoziție 2 posturi, tinichigiu auto, vopsitor auto, în Marea Britanie 60 de posturi, îngrijitor persoane, în Norvegia 26 de posturi, tâmplar, parchetar, tâmplar tradițional, montator, zugrav, lector superior în criminalistică, asistent universitar. În Republica Cehă sunt 20 de posturi, manager logistică, șofer camion, Slovacia 37 de posturi, șofer autocamion, transport internațional, îngrijitor persoane, infirmier, în Spania un post masseur, iar în Suedia 55 de posturi, tinichigiu auto, femei de serviciu, mecanic auto, vopsitori auto. Persoanele interesate pot obține mai multe informații referitoare la posturile disponibile atât în județul Giurgiu cât și în țări din Uniunea Europeană la sediul AJOFM sau pe site-ul instituției www.giurgiu.aneofm.ro.
a început să joace fotbal de sală la 9 ani, iar astăzi este considerat fotbalistul profesionist cu o tehnică rar întâlnită. Prin dribling și pase încântă arenele și stârnește admirația altor foști practicanți ai aceleiași discipline sportive, precum Roberto Carlos, Paolo Maldini sau Maradona. Marcelo Vieira s-a născut pe 12 mai 1988 și joacă pentru spaniolii de la Real Madrid. Magician al arenelor de fotbal, brazilianul Marcelo Vieira da Silva Jr. s-a născut la Rio de Janeiro la 12 mai 1988, a început să joace fotbal de sală de la 9 ani, iar între 2002 și 2005 a fost juniorul fotbaliștilor Carioca de la Fluminense. Sezonul următor îl găsește în cadrul aceluiași club, însă alături de seniori, pentru ca din 2007 să devină component al celei mai de succes echipe spaniole, Real Madrid. Cu un incredibil și parcă nenatural control al balonului și posesor al unui dribling devastator, Marcelo Vieira a ridicat nu doar de puține ori tribunele în picioare. Component al naționalei Braziliei pe post de fundaș, dar care poate juca și ca mijlocaș stânga, Marcelo este considerat de către fotbalistul Roberto Carlos, sportivul care, cităm, are o tehnică mai bună decât mine. Încheia citatul. Alte legende ale fotbalului, Paolo Maldini și Maradona, îl văd pe da Silva Junior cel mai bun fotbalist pe posturile pe care joacă. Vă invit acum să urmărim rubrica Meteo. Meteorologii anunță vreme instabilă în următoarele zile. Cerul va avea norări temporare și mai ales seara vor fi averse posibile moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vineri la Giurgiu cerul va fi variabil cu norări în primele ore ale intervalului, când va mai ploua slab. Vântul va sufla în general moderat în cursul zilei, apoi va deveni slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. În județul Giurgiu termometrele vor indica 23 de grade de la Mihăileș, 25 la Bolin din Vale, izvoarele Hotarele Comana și 26 de grade Celsius la Ghimpa și Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 17 km pe oră din direcția vest. Presiunea atmosferică va fi de 753 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 68%. Apele Dunării sunt în scădere cu 20-30 de cm, cota probabilă fiind 349 cm. Doamnelor și domnilor, cu informațiile despre starea vremii punem punct jurnalului din această seară. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează o ediție specială, iar apoi emisiunile Giurgiu înainte de toate și E timpul să vorbim. Sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine!